Ca urmare a discuțiilor purtate cu Federația Sanitas, Ministerul Sănătății a înaintat o serie de precizări și propuneri în vederea îmbunătățirii proiectului pilot referitor la statutul spitalelor. Astfel, nu se schimbă destinația spitalelor. Acestea nu se înființează sau desființează decât prin hotărâre de guvern, prin decizia guvernului. Se modifică structura Consiliului de Administrație propusă în forma actuală a proiectului, în sensul reducerii de la 3 la 2 a numărului reprezentanților care au responsabilitatea managementului. Ministerul Sănătății va elabora normativele de personal care vor fi obligatorii pe activități, astfel încât să fie garantat un minim de personal. Salarizarea personalului, preluat în cadrul noii forme de organizare, se face pornind de la un minim prevăzut potrivit legii salarizării personalului medical. Contractul colectiv de muncă va reprezenta un cadru de asigurare a unei relații corecte cu angajatorii. Dezvoltarea spitalelor se va putea face din fonduri de investiții și din fondurile rezultate din recuperarea TVA, prin noile forme de organizare, spitalele pilot putând fi plătite de TVA. Din Consiliul de Administrație al Spitalelor Pilot va face parte o persoană desemnată de sindicatele reprezentative la nivel de unitate. De asemenea, se va lua în calcul opțiunea stabilirii prin proiectul pilot a unei singure forme de reorganizare a spitalelor, respectiv regie autonomă. O nouă posibilă lege a salarizării personalului medical nu exclude proiectul pilot privind creșterea veniturilor medicilor și personalului medical, care adaugă la cadrul legal existent. Federația Sanitas urmează să-și stabilească poziția în raport cu propunerile înaintate de minister.